Genul literar al cărții evrei este cel de epistolă. Observând epistola către evrei, este ușor de observat că aceasta nu se conformează structurii și genului epistolar. Scriitorul face doar o singură declarație specifică în legătură cu scopul său. Iar aceasta se găsește în capitolul 13, unde el spune să primiți bine acest cuvânt de sfătuire, căci v-am scris pe scurt. Dacă cuvânt de sfătuire înseamnă aici, precum în cartea Faptele Apostolilor, capitolul 13, un îndemn sau o predică, ar sugera că structura epistolei își datorează originea unui discurs sau chiar unei predici transmise la o ocazie specială. De aceea, putem observa și semne ale oralității, cum ar fi folosirea repetată a persoanei întâi plural, la identificarea cu auditoriul, a imperativului la plural, persoana a doua, îndemnuri puternice față de un auditoriu real, prezent, iar acest lucru îl putem observa în capitolul 2. În adevăr, nu unor îngeri a supus el lumea viitoare despre care vorbim. Sau capitolul 5 cu versetul 11. Asupra celor de mai sus, avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greu la pricepere. Capitolul 6. Măcar că vorbim astfel prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. De asemenea, se pot observa precizări tipice unei cuvântări. Capitolul 5 cu versetul 11. Avem multe de zis. Capitolul 8. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este, și așa mai departe. Luând în considerare evidențele amintite mai sus, putem considera că mai târziu acest gen de predică s-a fi fost adaptat în formă de epistolă, prin adăugarea de comentarii personale la sfârșit. Genul de predică folosit este identificat drept omilie parenetică, dar un gen folosit des în sinagogă, compus din secțiuni de încurajare puternică și secțiuni de avertizări severe de judecată. Această sugestie deține multe aspecte care s-o recomande și ar justifica mai ales remarcile frecvente făcute întreacăt care conțin apeluri directe la ascultători. Dacă expresiei cuvânt de sfătuire îi se acordă forța sa literară, acele pasaje care conțin apeluri directe trebuie să fie considerate elemente cruciale în argumentul autorului. Așa cum putem observa în final, ea chiar se numește pe sine o sfătuire. Așa cum putem observa în final, ea chiar se numește pe sine o sfătuire. Paraclesis. Privind spre fraziologia cizelată și stilistica elocventă a limbajului, înțelegem că autorul nu pare străin de regulile retoricii greco-romane. Prin urmare, epistola către evrei ia forma unui discurs deliberativ, dobândind o alură persuasivă, pentru că încearcă să convingă și să atragă cititorii spre o anumită decizie. Observând structura acesteia, epistola are un proemium, da, un prolog, o secțiune de narratio, prezentarea contextului, urmat de un propozitio, enunțarea temei, un argumentatio cu probatio și refutatio, da, discutarea dovezilor pro și contra. Avem și un perorațiu, concluzii, sfaturi finale și un post-scriptum. Structura conține o introducere, o secțiune cu citate din Vechiul Testament, o expunere tematică și de asemenea observăm și aplicații finale. Dacă materialul din epistolă a fost mai întâi predicat, aceste detalii arată priceperea retorică de vorbitor talentat a predicatorului. Scrierea este deci un hibrid din punct de vedere literar. Are forma îngrijită a unei meditații, dar este comunicată cu puterea unei cuvântări, da, unui discurs retoric. Și în final, cuvântarea este popularizată sub forma unei epistole bine alcătuite. De aceea cred ceea ce cred.